În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. În miez de noapte, când liniștea domnește peste lume, îți aducem slavă și mulțumire, Dumnezeul nostru preanalt. Te rugăm, Doamne, să cobori asupra noastră cu harul Tău divin, curățindu-ne de toată întinăciunea și mântuindu-ne sufletele. Sfinte Dumnezeule, atotputernic și veșnic, își cere mila și îndurarea Ta în această oră tainică. Păzește-ne, Doamne, de toate primejdiile și ispitele lumii și umple inimile noastre cu pace și bucuria Duhului Tău Sfânt. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, slujitorii Tăi smeriți, curăță-ne de păcatele noastre și iartă-ne fără de legile, Stăpâne al cerurilor și al pământului, ascultă rugăciunile noastre și primește-le în prezența Ta. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta pe pământ. Dă-ne nouă astăzi hrana cea de toate zilele și iartă-ne greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.